Salutare tuturor și bine ați venit din nou la ediție Suceava 360. Același Tudor Hociung aici. Astăzi vom avea o ediție puțin mai ieșită din normalul pe care l-am avut până acum, pentru că vom aborda un subiect, să zicem, mai sensibil. Sensibil pentru că vorbim despre îngrijirea corporală, în special zona de epilare și de renunțare la păr, chestii de genul ăsta. Avem o invitată foarte interesantă. Salut, Irina, bine te-am găsit. Bine ai venit. Mulțumesc pentru cafea extraordinară. Am apreciat, am apreciat foarte mult. Așa că îmi place foarte mult cum ți-ai aranjat aici. Îți dă așa o stare foarte de bine și cu muzica asta pe fundal e ceva așa. Ne pune să facem treabă ca lume. Asta e și ideea. Perfect. Hai să intrăm din prima în întrebările mai grave, cu ghilmele de rigoare, și după aia ușor scădem spre chestiile mai fun, pentru că nu putem să terminăm decât sus cu energia. Uite că ușor restricțiile se scot și totuși aș vrea să te întreb cum te-a influențat pe tine pandemia, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Să începem cu partea profesională, nu? Cum dorești. Din punct de vedere profesional, ce pot să spun? Nu pot să zic că m-a afectat foarte tare, pentru că n-am știut cum a fost înainte. Noi am deschis salonul chiar înainte să înceapă pandemia, cam cu jumătate de an, aproximativ. Și atunci a avut un pic de tracțiune, a mers treaba, dar nu pot să zic că am avut foarte mulți clienți, a fost extraordinar de plin, să zic așa. Așa că nu pot să zic că am suferit foarte mult din punctul ăsta de vedere, dar ca pe toată lumea, în cele 3 luni de zile din carantină, clar, au afectat. Deci ai fost la început și practic că nu aveai clienții aia fidelizați pe exact. Care să-i poți duce și în pandemie. Exact, exact. Deci... Da. Dar după care, ușor, ușor, ne-am pus pe picioare. Asta e cel mai important, să reușim să ieșim din situațiile astea de criză. Și din punct de vedere personal? Și din punct de vedere personal, nu pot să zic că m-a afectat foarte mult, doar am, cred că ca și toată lumea, am luat distanță așa de celelalte persoane. Când vedeam că se apropia prea tare, că deja stai un pic, stai. Da, nu mi-a plăcut niciodată formularea aia care ușor nu a mai fost folosită, că era extrem de deranjantă din punctul meu de vedere, cu distanțarea socială. Era ok să folosească și după aia ușor au început să folosească ideea de distanțare fizică, cu care eram de acord pentru că trebuia să păstrez o distanță, dar aia cu distanțarea socială mi s-a părut extraordinar de greșit folosită, pentru că nu ai cum să te distanțezi social. Suntem oameni, practic, ăsta e unul dintre elementele pe care ne diferențiază de celelalte viețuitoare, faptul că trăim într-o societate și trebuie să interacționăm. Corect. Te-am întrebat și de cum te-a afectat pandemia din punct de vedere profesional, pentru că din ce în ce mai mult am observat și am citit că tot mai mult lume au suferit sau suferă de anxietăți, pentru că starea de haos și de neliniște e clar că îți afectează ușor și psihic, indiferent cât de puternic ai fi. Da, și mai ales dacă stai închis în casă și nu ai pe nimeni. Eu pot să zic că, adică, nu a fost cazul la mine. Am avut și pe părinții mei, mă duceam bunica mea, respectiv. Nu pot să zic că am stat singură, închisă. Prietenul meu, am stat cu prietenul meu, adică nu a fost, chiar a fost în regulă. Însă persoana, am auzit multe, chiar am cunoștințe, prieteni care au suferit de anxietate pentru că au fost efectiv scoși din zona de confort. Adică a fost ceva nou, complet nou, care efectiv te-a pus în dificultate. Da, e clar că ultimul eveniment de genul ăsta cu care s-a confruntat populația, cred că a fost în gripa spaniolă de acum 100 de ani. Da, 1918, da. Exact, numai că nefiind instrumentele de comunicare din ziua de astăzi, probabil că haosul creat nu a fost repercutat atât de puternic de populație în sine, adică lumea se îmbolnăvea și murea. Era o chestie destul de curentă în perioada respectivă, dar probabil că și mass media și toate sursele de informații pe care le avem acum
a dus la o creare de stare de anxietate și poate chiar de depresie în unele cazuri cu această pandemie, dar să sperăm că totul va fi bine în curând, pentru că... Sperăm! De pe 15, din ce am înțeles, se ridică restricțiile, nu? Se pare că... Poate revenim ușor-ușor la normal. Ar fi ideal și să nu mai existe un val 4 sau ceva de genul ăsta, dacă va exista. Totuși, măcar atâta, am făcut o diferență între 1918 și 2021, nu mai există valul chiar 4. Atunci da. Nu existau nici măști, abia târziu au descoperit măștile și protecția. Și nu erau nici medicamente necesare. Uite, totuși, acum avem 3 sau 4 vaccinuri care... Până în momentul de față, chiar i-ar văzusem, discutasem cu un amic, un prieten medic, și citise niște statistici care spuneau că vaccinurile au totuși doar 0,2% din populația vaccinată cu un anumit nume de vaccin, nu vom da nume, s-a infectat după rapel, ceea ce înseamnă că e mai mult de 95% decât se aștepta inițial. Super! Ceea ce este un lucru extraordinar. Da, da. Dar să terminăm cu subiectul pandemiei de tot, sper, de data asta. Și vreau să te întreb, de ce ai preferat să deschizi un business și nu ai vrut să lucrezi în domeniul bugetar? Păi nu cred că e loc pentru toată lumea în domeniul bugetar. Corect și așa. Ai fi surprins, uneori se creează posturi speciale, dacă ar fi să glumim. Însă, eu am lucrat și, cred că știi că am zburat, da. Am lucrat ca și stewardess de timp de 3 ani și jumătate pentru firma Qatar Airways. Și acolo, acolo practic am muncit foarte mult, foarte mult. Deci nu știu, eu când îmi auzeam prietenii de acasă că sunt obosite, spuneam, băi, stai că nu știu ce e aia, te rog, nu comparăm. Și acolo, practic, muncind, a fost și frumos, dar am și muncit. Probabil că ai vizitat niște locuri pe care... Nu speram nici în viața asta să le văd. Și sunt norocoasă din punctul ăsta de vedere. Sau nu așa de curând. Exact. Însă am zis, băi, vreau să mă întorc acasă. Adică nu, pentru mine nu, scopul nu a fost să mă duc să rămân acolo de tot. Zis, vreau să mă întorc acasă, poate o să-mi deschid ceva al meu. Adică căutam momentul ăla să fiu pregătită să mă întorc. Am reușit să și strâng niște bănuți, mi-am zis, vin acasă, pentru că dacă tot muncesc atât de mult, tot timpul mi-am dorit să muncesc pentru mine. Și, ce să zic, dar trebuie să și, nu toată lumea este făcută să fie antreprenor, adică nu este o chestie, băi, gata, să muncesc, trebuie să ai un fel de viziune, să ai un drive în sensul ăsta, adică să îți dorești cu adevărat, pentru că este foarte, foarte mult de muncă. Deci, ca și angajat, mergi la servici, te întorci acasă, ai uitat de job, ai lăsat acolo. Dar ca și antreprenor, nu se termină. Nici acasă, nici... nu se termină. Adică eu fac comparația cu Qatar, unde lucram foarte mult și acolo, dar acum lucrez și mai mult ca atunci. Tot timpul ai undeva în spatele minții, ai acolo chestia aia, băi, ce fac mâine, ce plan de bătaie, adică și muncești mult, mult mai mult. Da, dar presupun că și satisfacțiile pe care le ai după această muncă sunt mai mari, pentru că știi că ai crescut un proiect, să zic așa, l-ai dus la anumit nivel și evoluezi constant. Și e clar că ce ai punctat tu mai devreme e foarte... Ai spus un lucru extraordinar. Nu toată lumea are stofă, cu ghilimele de rigoare, de antreprenor. Aici sunt total de acord cu tine. Știu foarte multe cazuri de oameni, poate chiar care au avut o viziune asupra business-ului pe care vreau să-l întreprindă, numai că le lipseau câteva chestii de bază, în afară de viziune. Și asta s-a văzut că joburile nu au avansat, sau nu joburile, business-urile nu au avansat. Da, așa este. Cu toate că noi în emisiunea asta promovăm ideea de tânăr antreprenor, de oameni care doresc să facă ceva pe cont propriu, numai că e bine să-ți și cunoști abilitățile pe care le ai. Și da, să fii și original, și o doză de originalitate, de noroc, muncă. Cred că și norocul muncă. Are doza lui într-o chestie de genul ăsta, pentru că gândește felul următor, tu ești un caz fericit că indiferent că ai prins pandemia având business-ul ăsta deja, dar au fost mulți care nu au fost pregătiți, nu au avut un plan de rezervă referitor la business-ul lor și în perioada pandemiei efectiv nu au știut ce să facă și au clacat. Și business-ul a ajuns în faliment.
poate business-uri care teoretic într-o perioadă mult mai relaxantă și mult mai prielnică ar fi putut crește mult mai frumos. Sigur, a afectat pe toată, multă lume a fost afectată de această pandemie, asta e clar. Îmi place foarte mult perspectiva pe care o ai asupra ideii de antreprenor și asupra ideii de business al tău. Și de aia mi-ar plăcea foarte mult dacă ai putea în câteva cuvinte să dai câteva sfaturi tinerilor antreprenori sau oamenilor care sunt la început de drum sau care vreau să-și înceapă un business. Să fie originali, să muncească mult și să nu se gândească că dacă ajung să fie antreprenori, se va termina munca și vor avea angajați și ei nu vor mai face. Nu, va trebui să muncească de două ori mai mult ca ei. Dar este satisfacție și nu este doar satisfacție, adică orice monedă are două fețe, două fațete, deci este și frumos, dar nu este și greu, adică, dar merită dacă tu îți dorești cu adevărat, deci trebuie să fie ceva care chiar să îți dorești să faci, ca să poți să ai perseverența să mergi mai departe, deci trebuie să-ți dorești foarte mult, pentru că drumul nu este ușor. Dar se poate și se poate și este, să zic așa, este foarte satisfăcător. Încă un lucru pe care l-ai punctat și l-ai punctat foarte bine și vreau să-l scot în evidență, ideea că a fi antreprenor nu înseamnă a nu munci foarte mult. Lumea trebuie să obișnuiască cu chestia asta, cu cât vrei ca business-ul tău să înflorească și să fie tot mai bun și serviciile pe care le oferi sau produsele pe care le oferi să ajungă la un public cât mai larg, trebuie să muncești din ce în ce mai mult. Nu există un business de succes fără muncă. Exact. Sunt cazuri izolate, probabil, în care, din diferite motive, business-urile cresc, dar dacă vrei să... Dar fără să muncești, nu cred că există niciun business care să crească fără să muncești. Da, probabil că ai dreptate. De aceea trebuie să înțelegem că munca și perseverența și, uite, din emisiunea pe care am avut până acum, cam asta am extras ideea principală când e vorba de sfaturi și de a-ți face un business propriu. Ideea de muncă și de perseverență. Majoritatea oamenilor care au fost în emisiune au punctat ideea asta de perseverență și de muncă. Deci cred că ar trebui să ne cam intre în cap sau tinerilor sau oamenilor care doresc să înceapă un business că fără muncă și perseverență nu se poate și mai mult decât atât, rezultatele nu vor veni de pe zi pe alta. Și exact. Asta ar trebui să înțeleg. Aici e greu pentru că noi avem tendința să muncim sau să facem o chestie și să avem rezultatele nu mâine, ieri. Exact, exact. Și asta trebuie să ai și răbdare, da. Trebuie să ai și răbdare. E puțin problematic pentru că situația economică nu e rea, nu e nici foarte bună în momentul de față, dar ideea de a ne îmbogăți peste noapte ar trebui să ne iasă ușor, ușor din... Așa este. Mai ales în domeniul ăsta, dacă joci la loto, ai șanse. Și averea aia cred că o pierzi dacă nu știi să o manageriezi. Păi e clar că majoritatea celor care au câștigat la loto, cel puțin în România, au ajuns în niște situații deplorabile din toate punctele de vedere. Uite, o întrebare care se referă strict la jobul pe care l-ai sau la business-ul pe care l-ai, mai bine spus. Sunt foarte interesat de câți bărbați vin pentru serviciile pe care le ai. Mai să știi că am 20% din clienți sunt 20%? Cam așa, da. Avem bărbați care vin, da. Surprinzător, nu mă așteptam să spui procentul ăsta. Da, și vrem să-l creștem, adică încercăm să aducem, să mărim awareness-ul mai mult în direcția asta, pe partea asta. Adică pentru că chiar am observat... Bărbații sunt ușor mai, e și logic, sunt ușor mai timizi când vine vorba de, mai ales că toate chestiile astea sociale, că ești bărbat, trebuie să fii cumva. Da, 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 e stereotipurile tipice. Exact, stereotipurile tipice. Dar nu, nu este, este, sunt noi practicăm servicii unisex, deci nu sunt destinate exclusiv femeilor. Și încurajăm, chiar încurajăm o atenție mai mare în direcția asta și asupra bărbaților. Și dacă ai putea așa orientativ să-mi spui procentual ca vârsta persoanelor care vin, ca bărbați mă refer. Să zic așa, 20-40. Da. Nu? Da, e interesant. Chiar și
40 plus. Deci chiar și 40 plus acum, că mi-am mai adus aminte. Da, e interesant că bărbații încep să aibă apetență și spre zona asta. Știu că la început a fost nebunia aia cu hairstyling-ul, cu barbershop-ul, da, care a prins mișto, foarte deci bine, dar asta e fain. Deja... uite, sincer, nu am prea întâlnit bărbați care să discute direct și sincer. Nu suntem încă acolo. Nu suntem încă acolo. De asta spun și de asta m-a surprins faptul că ai zis 20% din totalul clienților. Dar nu e chiar așa de mult, să știi, dacă stai și te gândești. Se poate și mai bine. E clar că se poate mai bine, dar mi-ți-am spus sincer, 20% mi s-a părut foarte mult. Uite, în București, în Cluj, deci eu am prieteni care toți merg, adică toți merg la întreținere corporală, la epilare, deci sunt mult mai deschiși. Și la noi ușor-ușor începe să prinde tracțiune. Da, probabil că e clar că genul ăsta de servicii și ritualuri masculine, cu ghilimele de rigoare, au prins prima oară în orașele mari, că e normal, fiind centre universitare sau bine dezvoltate economic, lumea într-adevăr e puțin mai deschisă, dar e surprinzător că prind și la noi. De fapt, nu e neapărat surprinzător, e îmbucurător. E îmbucurător și înseamnă că începem și noi ușor-ușor să ne mai deschidem. Și cine știe, poate în câțiva ani vom ajunge la nivelul orașelor foarte... Dar oricum în Suceava este loc de dezvoltare și pe partea asta și eu zic că o să fie bine. Este loc de dezvoltare și sunt multe business-uri ale tinerilor, tineri cu viziune pe diferite domenii. De asta m-am bucurat foarte mult când ai acceptat invitația de a participa în emisiune, pentru că genul ăsta de subiect nu l-am avut până acum în cadrul emisiunii. Și știu că e ușor sensibil, dar mi-e face plăcere pentru că pot să aduc în fața persoanelor care ne urmăresc perspective noi. Exact, e super. Și asta e cel mai important, lumea să știe că în Suceava există astfel de servicii și pentru bărbați. Da, da. Pentru că n-am vrut să abordez neapărat subiectul referitor la femei, pentru că e clar că sunt destul de multe care oferă serviciile astea și femeile sunt mai obișnuite cu genul ăsta de servicii. Noi bărbații mai puțin. Din ce sunteți spus, mai neglijați. Poate, sau mai neglijenți. Da. Ușor, ușor începem și noi să avem mai multă grijă de noi, ceea ce e un lucru foarte bun. Acum am un set de întrebări, Irina, care mie îmi plac foarte mult. Ok. Cu niște răspunsuri mai scurte. Care este cartea ta preferată? Mai, dacă tot este un podcast de să încurajăm antreprenoriatul, Tată bogată de săraca lui Robert Kiyosaki. Îți spun sincer, pentru mine a fost ca o revelație. Așa, când am citit-o destul de târziu. Este extraordinară și o recomand, mai ales tinerilor antreprenori. Deci este ABC-ul financiar. Am auzit de ea, o am acolo la priorități pe listă. Mulțumesc că mi-ai reamintit ideea, cred că o voi relua de curând. Da, am înțeles că este carte foarte, foarte, foarte bună. Și uite, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, mă semnă foarte mult să tineri, antreprenori sau care își doresc o activitate în genul ăsta, citesc foarte multe cărți de dezvoltare personală și de business. Și cred că este un lucru foarte bun, pentru că trebuie să știi exact cu ce se mănâncă business-ul înainte să te apuci de el. Corect. Corect. Și eu am răsfoit câteva cărți, nu pot să spun, dar eu cred că cea mai bună, să zic așa, cel mai bine am învățat din practică, lucrând pentru, cum am zis, pentru Qatar Airways, o companie care este atât de mare, a luat locul întâi de 5 ori până acum în lume ca și companie. Eu acolo am învățat exact ce înseamnă, adică au proceduri interne, ce înseamnă să faci un management, adică nu știu, ce înseamnă instituția jobului și ce presupune a fi angajat. Și nu numai asta, că am observat și cum făceau, adică cum managementul din spate. Era tot, evident că totul era pe departamente, fiecare departament avea câte un performance officer, câte un performance manager, totul era foarte bine structurat, exact. Și acolo am învățat practic și cât de mult investesc și în angajați și toate procedurile între ele, adică totul acolo se desfășura după niște by proceduri. By the book. By the book, exact. Dacă greșeai cu ceva, veneau și te întrebau.
ai respectat procedurile respective. Da. Dacă nu, ok, erai sancționat și acolo. Nu exista să greșești. Deci era iertat odată, depindea de greșeală. De două ori, dar la trei ori plecai acasă. Și erau foarte riguroși din punctul ăsta de vedere. Dar nu exista întâi o penalitate financiară sau ceva? Nu există așa ceva, nu. Primeai niște scrisori de warning letters, niște scrisori de, să zic așa, de warning letter. Avertizare, de... da. Iar dacă mai greșeai odată, plecai acasă. Da, wow. Deci din punctul ăsta de vedere, da, erau și nu stăteau la discuții. Puteai să fii foarte vechi în companie, să ai un dosar extraordinar de curat și cu recomandări și nu stăteau la discuții. Și să știi că disciplina asta m-a învățat foarte mult și eu de acolo practic am extras tot ce am avut așa, să zic așa, și am văzut cu ochii mei și, pentru că trebuia să fii foarte bine pregătit. Acolo era ca o junglă. Gândește-te, erau toate culturile diferite din atâtea țări. Absolut. Trebuia să, efect, dacă nu îți purtai singur de grijă, n-avea cine să-ți poarte de grijă. Da, ca să rezum pentru telespectatorii noștri, cred că tot ce ai spus tu aici ar putea fi rezumat în etica muncii. Și așa, da, corect. Și asta e un lucru pe care noi momentan nu l-avem foarte bine stabilit. Da. Și e foarte interesant, ai spus că nu exista penalități financiare, ceea ce mi se pare foarte interesant, adică nu se atingeau de venitul omului, nu. Dar dacă greșea, avea trei sancțiuni, pleca. Exact. Nici măcar nu aveau taxe, acum că ai zis că nu se atingea de venitul omului, serios, de statul Qatar se știe oricum că nu aplicau taxe. Dar erau foarte disciplinați. Deci dacă greșeai de două ori, nu spuneau, nu veneau și se rugau de tine. Da. Adică nu stăteai la târguială cu ei. Ai greșit de două ori, ai plecat acasă. Da, aveau și da. Crede-mă că funcționează sistemul ăsta foarte bine. Cred că ușor lumea îl învață, știe ce așteptări are angajatorul de la ei. Presupun că și angajatorii știu ce așteptări au angajații de la... Se spune tot înainte, ești informat. Transparență, etică și muncă. Da, exact. Sunt trei cuvinte care ar trebui să le scriem undeva pe frigider, să le vedem mai des. Irina, ce a fost primul ou sau găină? Găină. Găină. Ok. La sfârșitul sezonului am lista cu persoane care sunt ou și găina și voi vedea cine e câștigător, dacă a fost ou sau găina. Da, da, da. Dacă ar fi să schimbi ceva la tine, ce ar fi acel lucru? Dacă ar fi să schimb ceva la mine, nu cred că aș schimba nimic. Pentru că din absolut toate experiențele care le-am avut, am avut ceva de învățat. Păi, practic, se spune că suntem noi ca oameni, suntem cumul experiențelor pe care le-am avut și le vom exact. Avea. Dacă ai avea o superputere, care ar fi aceea și de ce? Dacă aș avea o superputere, să opresc un pic timpul, cred. Uite, o perspectivă nouă, până acum n-am mai avut, să oprești timpul. Da. De ce? Pentru că trece foarte repede. Noi ne știm de foarte mult timp și știm foarte bine, uite-ne acum, după atâți ani. Da, pentru că trece repede și de multe ori mi-am dat seama că nu trăim neapărat tot timpul în prezent. Adică suntem mai mult preocupați de viitor, de trecut, și tot ne uităm în urmă sau în viitor. Sau... Da, și uităm să trăim prezentul. Exact. Și ca o mică glumă, când spuneai că ne cunoaștem de mult, lumea să înțeleagă că ne știm de 2-3 ani, nu ne știm de... 10 plus. 10 plus, exact. Dacă ar intra acum cineva pe ușă, în timp ce filmăm, și ar veni cu un geamantan, cu o sacoșă, cu 1.000.000 de euro, ce ar fi primul lucru care ar face cu banii respectivi? I-aș investi o parte. Ok. În Bitcoin. Intrăm în subiectul ăsta altă dată când nu avem timp. Nu cred că tocmai Elon Musk a făcut o chestie și nu cred că e prea volatil totul. Nu. Bine, discutabil.
Da. Oricum crește, așa, discutăm noi separat. Discutăm separat la cafeaua de după. Exact. Și cred că cu cealaltă parte, nu știu, aș încerca să fac, să ajut. Ok. Uite, eu aș fi avut tendința să spun că mi-aș fi cumpărat ceva foarte rapid, sincer. Adică primul lucru, ceva egoist pentru mine, da, să mă bucur de... Dar de ce nu? Adică poți, sigur că, clar că faci ceva și pentru tine, nu? Corect. Uite, multă lume ar fi spus că ar călători, numai că tu ai avut oportunitatea să... Chiar, care a fost cea mai frumoasă țară pe care ai vizitat-o din punctul tău de vedere, bineînțeles? Pe mine cel mai tare m-a impresionat, adică ca și frumusețe, Cape Town. Ok. Africa de Sud. Este extraordinar. Deci am văzut acolo pinguini pe plajă, deci sunt de-a dreptul adorabili. Și ca și natură și relief este extraordinar. Extraordinar. Okay. Okay. Și recomand, adică poți să mergi să faci shark diving acolo, este super mișto. Sunt total de acord și cred că mi-ar plăcea să fac asta, numai că am o problemă cu mersul cu avionul la provocare. Serios? Vai! Da, chiar. Cred că dacă l-aș conduce, eu nu aș simți. Și problema e că nu am un sentiment de frică neapărat. Efectiv, ador să decolez și să aterizez. Doar când sunt în aer am așa un disconfort profund. Păi cruising-ul e cel mai ok. Și tocmai știu. Știu că m-am interesat cruising-ul, știu că e cel mai ok, dar nu mă simt confortabil. Da, primele două, trei zbori, după care te-ai obișnuit. Nu, am zburat, dar da? Tot... Tot nu ai reușit? Nu. Trebuie să lucrez la chestia asta. Da. Dacă ar fi să iei cina cu o personalitate, care ar fi aceea? Tocmai l-ai menționat, Elon Musk. Ah. Și l-aș întreba cum reușește să aibă atâtea business-uri de succes și cum se reușește să le gestioneze pe toate. E foarte posibil ca răspunsul pe care ți-l dă să nu fie cel pe care îl vrei, așa că... Sunt... e ok, nu... Deci, Elon, dacă ne auzi, Irina, Mihai, vreau o cină cu tine. Cine știe? Știi cum mai aveai idei de tătrătnite și mai îndeplinea câte o dorință? Da, am avut la un moment dat, acum câțiva ani, dacă nu mă înșel, tot așa, îți dai seama că primește zeci de mii de mail-uri. Și cineva a spus că vrea ori o sumă de bani, dar era ceva nu foarte mult, sau o excursie nu știu unde și... Ok, luăm mail-ul la rând, mail-ul 1245, să zic, a intrat acolo, a văzut ce a avut ăla și a oferit... Super tare. Da, super tare. Am să trimit un mail. Pe amul nu l-a citit încă, îmi pare rău. Cine ți-a influențat cel mai mult felul tău de a fi? Cred că până la o vârstă părinții îți influențează felul de a fi, după care experiențele pe care am avut până acum. Pot să zic că m-au definit și m-am construit. Sau m-am definit, să zic. Aici pot fi total de acord cu tine, pentru că interacționând cu atâtea naționalități și cu atâtea țări și oameni, e clar că îți faci ai o altă perspectivă față de cineva care nu a avut oportunitățile pe care le-a avut-o. Și am fost în câteva organizații în ONG-uri studențești și tot așa am avut oportunitatea să merg la conferințe internaționale și într-adevăr îți schimbă puțin perspectiva și ți-e mult mai ușor să înțelegi anumite culturi și anumiți oameni fără să-i judeci exact. Direct și fără să ai stereotipurile necesare. Ok, bine, la un moment dat unele ți se confirmă, dar asta e alt subiect și altă oră de discuție, dar în principiu în genul ăla de întâlniri îți dai seama că toți suntem la fel, indiferent de culoare, rasă, sex, mentalitate, religie, și totuși există o comuniune și un gând comun, să zic. Exact, dar chiar concluzia asta am tras-o și eu. Deci peste tot este la fel, crede-mă. Din punct de vedere politic, cultural, social, doar că alte nuanțe diferite, dar consistența este exact aceeași. Total de acord cu tine. Și ultima întrebare, Irina, înainte să lăsăm telespectatorii să asimileze ceea ce am discutat. Care ar fi filmul pe care l-ai putea vedea de foarte multe ori, nu știu, de un milion de ori și nu te-ai plictisi? Sau serial, dacă nu e un film, nu? Lord of the Rings. Trilogia. Deci este filmul meu preferat și o să rămână, cred că,
pentru totdeauna. Ok, cred că ar trebui să prelungim emisiunea, să discutăm noi, pentru că și ăla e filmul preferat. Yes. Da, mi deci se este... pare din... rămâne acolo sus da, de tot. Da. Și cel puțin variantele extended sunt... wow. Da, dar și am fost... am fost în Noua Zeelandă. Eu zic să închidem emisiunea acum, pentru că nu... Cum a fost? Extraordinar. Deci extraordinar. Și să auzi câtă muncă este în spate, adică și ce au putut să facă, cum au găsit, adică cât spune acolo povestea din spate, da, da. Unde chiar unde a fost filmat și The Hobbit și chiar prima, The Shire. Da, am stat, da, da. Știi? Da. Foarte mișto. Deci... Bine, Hobbitul sincer nu mă... E ok. Da, da, nu. Da, 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 nu se compară cu trilogia, da. Dar este extraordinar. Deci este și te bagă în atmosfera aia de poveste, așa, de chiar parcă ești în film. Cred că o să încerc să mă înfrâng frica de avion, avion, cu toate că știu că până în Noua Zeelandă faci vreo 12-14 ore. Ceva 16 ore din Qatar și de aici până în Qatar încă vreo 4-5. Ok, aștept altă modalitate, aștept teleportarea în cazul ăsta. Irina, îți mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte faină și uite, după atât timp de când ne cunoaștem, ne-am dat seama că avem foarte multe puncte în comun. Ca să conchidem discuția, îți mulțumesc încă o dată și spor în business-ul tău. Îți mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Și foarte bună cafea, apropo. Dragilor, a fost încă o ediție 360, Tudor Ociung a fost aici, numai bine.